evenimentul de premieră a celor mai buni angajatori anului 2022. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați organizatori, dragi premiați, bună ziua și bine ați venit, vă salutăm la acest eveniment care a generat un moment de așteptare și nerăbdare foarte lung și care a implicat mult efort, resurse umane, pentru ca ceea ce se întâmplă astăzi aici să aibă loc în prezența dumneavoastră. O să insist chiar de la începutul evenimentului de astăzi ca să le oferim aplauze celor care au asigurat continuitatea acestor bune practici și au făcut tot posibilul pentru ca cetățenii Republicii Moldova, cei care au avut nevoie de ajutor, s-au ales cu locuri de muncă aici acasă, la noi, în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în persoana doamnei director, Raisa Dogaru. Felicitări! Vă rog să ne aplaudați! De la edițiile precedente, astăzi, dacă nu greșesc, este a treia ediție, organizată de echipa dumneavoastră. Au fost oferite premii celor care au obținut cumva întâietate pentru a crea locuri de muncă disponibile. Eu imaginez astăzi că momentul de sărbătoare este și mai mare pentru că dumneavoastră chiar sunteți prezenți în afara online-ului aici alături de noi, deși avem asigurată transmisiunea și pe prevest.eu și salutăm pe cei care sunt alături de noi. Astăzi este un moment de sărbătoare și un prilej mult mai mare pentru că sunt și mai mulți premianți, iar în scurt timp o să aflăm despre cine este vorba și care sunt meritele dumnealor. Asta a fost, doamna Dogaru, o predilecție absolut personală. Acum trecem la scenariu, că avem scenariu pentru ziua de azi, da? Bine. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi premianți, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale, și-a propus organizarea unui eveniment privind aprecierea și promovarea angajatorilor care s-au remarcat prin colaborarea activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și implementarea practicilor pozitive în vederea angajării în câmpul muncii a șomerilor. Dragi oaspeți, stimați participanți, dragi organizatori, în debutul acestui eveniment oferim cuvânt secretarului general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnului Alexandru Iacob. Domnule secretar, bună ziua și bine ați venit, vă salut cu mult respect. Imediat vă ofer microfonul. Bună ziua, stimați colegi, stimați oaspeți, premianți, onorată asistență. Vorbind pe limba antreprenorilor, time is money, o să fiu foarte laconic. Ministerul Muncii și Protecției Sociale dorește să vă felicite cu această ocazie minunată, cu această sărbătoare de premiere, a treia deja. Noi, concomitent, dorim să felicităm inclusiv și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, căci mâine împlinește 33 de ani de activitate, 32, pardon. Cu acest prilej vrem să vă spunem că sunteți foarte importanți pentru noi, dorim să vă susținem în continuare. Avem deja aprobat un program național pentru susținerea dumneavoastră. În continuare o să aveți toată susținerea. Este foarte important pentru noi dezvoltarea sectorului antreprenoriatului, deoarece economia țării se bazează pe umerii dumneavoastră, sunteți aerul și suflul pentru mișcarea continuă a țării noastre spre prosperitate. Vă mulțumim frumos pentru aportul dumneavoastră care l-ați adus. Vă urăm succese în continuare și într-un ceas bun cu premierile care le aveți. Vă mulțumim încă o dată pentru suport, pentru muncii întotdeauna, fi alături de dumneavoastră prin programa Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Vă mulțumim și succes! Și noi vă mulțumim, domnule secretar, pentru implicare și pentru această colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dumneavoastră, corect ați menționat, time is money. Doamna Dogaru, pe scurt, vă rog foarte mult, vă invit alături de mine în aplauzele colegilor dumneavoastră și vă ofer cuvântul. Bună
Bună ziua, stimate domnule secretar general al guvernului, onorați oaspeți, onorată asistență. Da, suntem la a treia ediție și mă bucur foarte mult că ne reușește să scoatem în evidență activitatea Agenției Naționale cu angajatorii. Evenimentul are scopul de a aprecia angajatorii care s-au remarcat în activitatea cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă la implementarea politicii pe piața muncii în vederea integrării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Începând cu 2019, se implementează un nou cadru în domeniul ocupării forței, care a adaptat mai multe practici internaționale pe piața muncii, care scopul să angajeze angajatorii, să angajeze persoane cu bariere pe piața muncii. Iar premierea celor mai buni angajatori este o inițiativă de a angaja angajatorii la realizarea politicilor de ocupare. Impactul crizei umanitare provocate de războiul din Ucraina s-a tamponat și asupra pieței muncii. Circa 80% din angajatorii chestionați în anul 2022 au arătat că nu au investit în echipament, în bunuri și servicii și 18% au simțit deficitul de permanent de forță de muncă. Sunt provocări la care merită să ne gândim pentru a îmbunătăți legislația în acest domeniu. În pofida acestor lucruri, Agenția Națională a consiliat și a prestat servicii la peste 66.000 de persoane, a gestionat peste 32.000 locuri de muncă. Este un rezultat, aș spune, bun, precum și a promovat politicile active. Vreau să apreciez cei 185 de angajatori care au beneficiat de subvenții pe piața muncii. De asemenea, vreau să apreciez că au angajat refugiații pe piața muncii, fiindcă ei, într-adevăr, se află într-o situație și mai grea decât cetățenii altor țări. Noi, de asemenea, ne-am adus suportul la informare, la consilierea și la angajarea în câmpul muncii a refugiaților. Pe parcursul anului a fost îmbunătățit cadrul legislativ, dar care va fi în continuare îmbunătățirea, fiindcă să trezim interesul angajatorilor să participe la realizarea politicilor pe piața muncii. Conform cadrului legal, angajatorii contribuie la realizarea politicilor privind ocuparea forței de muncă prin crearea condițiilor pentru calificare, recalificare, perfecționarea salariaților săi, prin informarea despre locurile de muncă, prin accesarea oportunităților pe care le oferă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Evenimentul are loc în ajunul celei 32-a aniversări a Serviciului Public de Ocupare, care se mișcă înainte, se modernizează și eu vreau să felicit angajații Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru activitatea cu angajatorii, cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Să doresc succese în modernizarea serviciilor, în creșterea calității serviciilor atât a angajatorilor cât și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Stimați colegi, felicitări, sănătate și cât mai multă satisfacție de la activitatea pe care o desfășurăm împreună. Vă mulțumim foarte mult, doamna director. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că ați menționat despre colaborare și despre colegii dumneavoastră, oferim cuvânt domnului Alexandru Ghețu, șef direcției Confederației Națională a Patronatului din Republica Moldova. Dumneavoastră, bună ziua, bine ați venit, felicitări! Bună ziua! Vă mulțumim mult pentru invitație și vă felicit cu organizarea acestui eveniment. De asemenea, vă felicit cu ziua de naștere, care am înțeles că acum se apropie. Și respectiv vă doresc multe succese și realizări pentru viitor. Ca reprezentant a angajatorilor, ce vreau să spun? Că un angajator
practic este nimic fără salariat. Și un salariat sau o persoană, dacă nu este angajată în câmpul muncii și nu se poate manifesta și realiza, la fel, deci mare succes nu poate. Deci piața muncii este locul unde se întâlnesc angajații cu angajatorii. În Republica Moldova avem o singură instituție de stat, care este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care practic pune la dispoziție această întâlnire între angajat și angajator și menirea instituției este de fapt una colosală. De ce? Deoarece sufletul unei societăți este economia, sau spunem, nu sufletul, dar baza societății este economia. Un stat care pornește pe asigurări sociale și protecții sociale și gata, deci practic nu are succes. Deci trebuie să dezvoltăm economia, dar economia se bazează inclusiv în mare parte și pe locuri de muncă. Deoarece fără oameni, cum am spus, nu se face nimic. Tehnologia crește, dar oricum tehnologia este gestionată de către oameni, de către forța de muncă, de către salariați. Așa că menirea acestei autorități, acestei instituții, deci care este Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, este mare în societate și respectiv sunt și succese. Au mai fost niște reforme, niște reorganizări, deci tot timpul reforma se face înspre bine, nu știu, a fost înspre bine sau nu, deja rezultatele dumneavoastră le cunoașteți cred că mai bine, dar vreau încă o dată să vă felicit cu această ocazie, cu evenimentul organizat de astăzi și să organizați pe viitor, vă sugerez, mai multe de asemenea evenimente ca angajatorii, cât și salariații care au fost angajați prin intermediul dumneavoastră să simte susținerea dumneavoastră, să simtă că este un loc unde pot să beneficiezi de salariați, inclusiv salariați calificați, care agenția de multe ori organizează și recalificări, instruiri și așa mai departe. Vă mulțumesc mult și numai bine! Noi vă mulțumim! Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, domnul vicepreședinte Sergiu Sainciuc, vă invităm și vă oferim cuvânt. Bine ați venit! Dragi colegi, stimați prieteni, onorată asistență, vă salut la acest eveniment, foarte frumos și important. Pentru mine personal, cei ce ține de Agenție de Ocupare a Forței de Muncă, de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, absolut nu este străin nimic, pentru că din 2000 până în 2015 am fost și curatorul acestei structuri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, am fost și președintele Consiliului de Administrație, împreună am promovat lucruri frumoase, ulterior fiind și la sindicate ca partener social al Guvernului, deci suntem activi și în această postură, fiind membrii Consiliului iarăși de Administrație, în consiliile locale, monitorizăm și ajutăm colegii, îi susținem în promovarea politicilor și reformelor. Mă bucură faptul că totuși avem Ministerul Muncii și Protecției Sociale, o structură foarte importantă în țară, responsabilă de multe domenii de activitate, inclusiv și de ocuparea forței de muncă în țara noastră. Și această structură vă va susține în continuare, pentru că este un domeniu foarte și foarte important în țara noastră, pentru că este un punct de legătură între oamenii care caută un loc de muncă și angajatorii și oferiți această posibilitate prin diferite metode de a face această întâlnire și online și pe viu. Mă bucură faptul că s-a găsit această bună cooperare cu angajatorii, pentru că adeseori întrebam, dar cum o să reușească colegii mei să viziteze așa de mulți angajatori, fiind într-un număr foarte și foarte redus. Tehnologiile informaționale permit acest lucru să o facem și evident că această cooperare între doi parteneri pentru al treilea, care este șomerul, este foarte și foarte important, fiindcă angajatorii sunt aceia care oferă locuri de muncă, angajatorii sunt aceia care contribuie la formarea bugetelor, angajatorii sunt aceia care oferă salarii, adică suntem parteneri și trebuie să avem o susținere reciprocă pentru toți. Mă bucură faptul că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă deci a instituit acest premiu și apreciază cei mai buni angajatori ai anului, fiindcă noi trebuie să-i stimulăm, trebuie să-i ajutăm, să-i protejăm. Fiindcă și în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, noi încercăm să găsim acel echilibru între
drepturile, obligațiunile, angajamentele angajatorilor și ale salariaților. Și acest echilibru este unul foarte important. Felicitări tuturor angajatorilor, premianți, felicitări Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru acest concurs. Mulțumesc Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru susținere, pentru susținerea acestei structuri foarte importante și pentru cooperare foarte bună în cadrul parteneriatului social cu sindicatele și patronatele. Deci, să avem acest concurs mulți ani înainte, să susținem angajatorii și să contribuim la angajarea în câmpul muncii a șomerilor aici în țară, să nu plece ei peste hotare. Asta este dezideratul nostru. Și, evident, să motivăm bine cei care oferă un loc de muncă, pentru cei care acceptă acel loc de muncă, fiindcă dacă o să fie o motivare nu prea adecvată, înseamnă că o să pierdem acești oameni și o să pleci peste hotare. Rolul nostru este să-i menținem aici în țară și aveți un rol foarte important și felicitări cu aniversarea 32 de ani. Mersi mult! Succese, colegi! Și noastră vă dorim multă sănătate și mult succes! Domnule secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, doamna director Raisa Dogaru, cred că a venit momentul când trebuie să-i cunoaștem pe cei care astăzi sunt prezenți aici și deloc întâmplător vor lua premiile echipei dumneavoastră, care pe bună dreptate le sunt oferite și sunt meritate. Și pentru că cel de întâi despre care astăzi o să vorbesc reprezintă gospodăria țărănească CEP Farm, fondată în anul 2020, în anii noi, de către Ceban Alexandru. Revenit de la muncă din Marea Britanie, un scurt istoric, din dorința de a se stabili acasă, a inițiat o afacere. Banii acumulați peste hotare au fost investiți în vederea procurării tehnicii agricole pentru efectuarea lucrărilor agricole. Ideea deschiderii afacerii a apărut de la faptul că de specialitate domnul Alexandru este agronom, iar agricultura este și un hobby care a contribuit totodată la acumularea de experiențe. Întreprinderea prestează servicii de prelucrare a terenurilor agricole, implementând tehnologii avansate, producerea, comercializarea producției finite agricole, inclusiv a plantelor aromatice. Deși este o companie nouă creată, activitatea și-o desfășoară pe un teren agricol cu suprafață de 52 de hectare. Gospodăria țărănească CEP Farm colaborează activ cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă a Ninii Noi, participând la mai multe măsuri de ocupare a forței de muncă și anume susținerea proiectelor de inițiative locale, subvenționarea locurilor de muncă, angajând în calitate de mecanizator o persoană cu grad de dizabilitate. Îi dorim mult succes și prosperitate gospodării țărănești CEP Farm din Anenii Noi, iar drept recunoștinței se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2022. Nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați, direcționați de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, subdiviziunea teritorială. Categoria angajator cu numărul angajaților până la 9 persoane. Doamna Ana Ceban, specialistă resurse umane. Felicitări! Câteva fotografii pentru ca să rămână într-o memorie frumoasă acest început de zi. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă oferim această ocazie. Eu vă mulțumesc. N-am să iau de mult timp. În primul rând, mulțumesc domnului prezentator pentru o scurtă introducere. Cum a precizat domnul prezentator, suntem un agent economic mic. Am revenit acasă cu familia, deci Alexandru este și soț. Eu activez ca și resurse umane, sunt mâna lui dreaptă și stângă și spatele și tot ce se poate. Deci noi am dezvoltat sau am inițiat această afacere mică de familie pentru că suntem dintr-o familie de agricultori, oameni ai glii, tat-fiu, cu banii acumulați prin munca noastră de peste hotare. În cei 7 ani am muncit în Marea Britanie, dar ne-am dorit să creăm un viitor acasă, respectiv să fim alături de oamenii noștri, de familie și de țara noastră frumoasă, mică, muncitoare. Am avut această idee să inițiem afacerea noastră în localitatea noastră, Cobâsca Nouă, Răioane, Nene Noi, și am avut mare norocul și avantajul să avem posibilitatea să beneficiem de acel sprijin, suport și curaj mereu
de către Direcția de Ocupare Forței de Muncă a Ninenoi, fapt pentru care îi mulțumim enorm. Ei sunt acei care sunt mereu și cu cadru informativ și legal în ritmul cu noi și în spatele nostru și în fața noastră, pentru noi și lângă noi mereu. Și desigur, nu în ultimul rând, un cuvânt de mulțumire Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care sunt cei care ne sprijină cu programe și de care noi ne bucurăm că prin intermediul acestor două instituții, acestor două cadre instituționale, noi suntem în contact direct cu statul nostru, Republica Moldova, și ne bucurăm că suntem astăzi acasă, avem pace, avem posibilitatea să mergem înainte în drumul nostru, nu atât de ușor, nu fără provocări, dar nimic, ceea ce este creat frumos, nu se creează ușor. Colegilor, sănătate, succes, realizări multe și, de-a Domnul, la anul să vină unii și mai cu succes mai mari în locul nostru, la mai mult cel mai mare. Vă mulțumim mult! Vă dorim să vă extindeți afacerea dumneavoastră. Cu siguranță soțul dumneavoastră, după cum v-ați exprimat în calitate de angajator, vă oferă salariul la timp, fără întârziere. Să nu fie probleme. Așa. Cifra 2 e norocoasă pentru Societatea cu răspundere limitată Bibas BES din Râșcani. Fondată în anul 2021, este specializată în industria confecțiilor și anume confecționarea huselor pentru automobile. Este un angajator activ și perseverent, colaborând intens cu subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă Râșcani. Grație subvențiilor oferite, a creat locuri de muncă în sectorul rural și a angajat șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Scopurile pentru viitor nu se opresc aici. SRL Bibas BIS intenționează să-și dezvolte afacerea și să creeze alte 15 locuri de muncă în sectorul rural, inclusiv deschiderea unui atelier de confecționare a articolelor de îmbrăcăminte și lenjeriei de pat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă salută succesele pe care le înregistrează colaborarea cu subdiviziunea Râșcan și mimizează pe continuarea unei relații fructoase, reciproc avantajoase. SRL Bibas BIS din Râșcan îi se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2022, la categoria angajator cu cei mai mulți șomeri angajați direcționați de către subdiviziunea teritorială a agenției, angajator cu numărul angajaților până la 49 de persoane. Doamna Ina Slivka, administratoare, vă salut cu mult respect, aveți aplauzele colegilor dumneavoastră, felicitări cu acest premiu, cu eforturile dumneavoastră care au generat aceste rezultate. Și tradițional o să vă oferim cuvântul. Vă mulțumim. Eu ca prima dată am emoții, mă scuzați. Vă mulțumim pentru organizare. Îi mulțumim lui doamna Tatiana Rusu că mi ajută. Scuzați că... Eu sper că ne mai întâlni și tot înainte. Vă mulțumim! Noi vă susținem, multă sănătate vă dorim și să fie așa ca să beneficieze de produsele noastre cât mai mulți concetățeni de ai noștri. Următorul agent economic premiat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este SRL Pino Mold, fondat acum 2 decenii în raionul Ungheni. Întreprinderea se ocupă cu prelucrarea și spargerea nucilor grecești, sortarea miezului de nucă pe fracțiuni și exportul miezului în Uniunea Europeană. Întreprinderea continuă să-și îmbunătățească serviciile prestate pe piața economică, înregistrând o creștere a venitului din vânzări în ultimii ani. Agenția apreciază și mulțumește pentru colaborare cu subdiviziunea pentru ocuparea forței de muncă din Ungheni, declararea locurilor de muncă vacante și mai ales pentru angajarea șomerilor în câmpul muncii, care în anul 2022 se estimează la 117 persoane. În acest context, SRL Pino Mold Ungheni se decernează premiul agenției, cel mai bun angajator al anului 2022, la nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați. Angajator cu numărul angajaților până, de la 50 până la 249 de persoane. Domnul Gavriliță Alexandru, îl invităm aici, alături de noi, șef direcția pentru ocuparea forței de muncă Ungheni. Vă invităm să intrați în posesia diplomei și a premiului
felicitările noastre și câteva fotografii. Am înțeles că aveți emoții și nu o să vorbiți. Sau să vă fac totuși de la ungheni. Eu sunt de la ungheni. Sunt tot de la ungheni, așa că vă rog, insist. Conflict de interese, dar știți cum. Siguranță că premiul respectiv o să ajungă la agentul economic. O să am grijă de acest fapt. Ceea ce vreau să menționez că angajatorul respectiv conlucrează de mult timp cu Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ungheni. Angajații deci, sunt atât din orașul Ungheni cât și din raion. Ceea ce este important că angajații din în localitățile care sunt mai îndepărtate sau care nu au posibilitatea să se deplaseze, au posibilitatea să lucreze de acasă. Da, ei oferă această posibilitate ca ei să lucreze chiar de acasă de la ei. Deci și respectiv de asta și-au așa mulți angajați. Da. Mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna director, domnule secretar, vă rugăm să mai rămâneți alături de noi. Vă mulțumim! O să continuăm cu urmânarea premiilor. O alternativă pentru cei dornici să lucreze la locul de paștină a oferit-o compania Asena Textil SRL, care activează în orașul Ceadăr Lunga, unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, fiind una dintre cele mai mari întreprinderi din oraș. Fondată în anul 2001, numără în prezent peste 1600 de angajați, iar principala activitate a companiei este industria ușoară și anume furnizarea serviciilor de croitorie pentru mai multe branduri cu renume mondial. Deși oficiul central se află în Ceadăr Lunga, compania are hale de producere în Congaz, Cazaclia, Copceac și Taraclia. Satisfacerea necesităților de angajare a forței de muncă în timp optim a fost posibilă și datorită faptului că Asena Textil SRL colaborează cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă din UTA Găgăuzia, chiar de la începutul activității ei, în ceea ce privește declararea locurilor de muncă vacante. Planurile de viitor, Asena Textil SRL preconizează investiții în echipamente și tehnologie care vor permite crearea de noi locuri de muncă. În anul 2020 a fost conferită distincția angajator care a angajat cel mai mare număr de migranți veniți. Anul acesta, Asena Textil SRL îi se decernează primul Agenție Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2022. Nominați angajator cu cei mai mulți șomeri angajați. Angajator cu numărul angajaților peste 250 de persoane. Doamna director executiv, Sert Ludmila, bine ați venit, felicitări și aveți premiul și diploma pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră, felicitări! Cel mai bun angajator al anului 2022, Asena Textil SRL, UTA Găgăuzia. Спасибо большое за такую высокую награду. Мы второй раз уже получаем, очень гордимся этим. Это еще раз подчеркивает наши плодотворные и надежные взаимоотношения с агентством занятости. У нас на данный момент работает почти 1500 человек. Привозим их из более чем 25 населенных пунктов. И не собираемся останавливаться на этом. Поэтому, да, поле для работы у нас есть совместное. Спасибо большое. Вы мудзуем форте мулт. Не останавливайтесь. Спасибо. Мы continuăm cu acest îndemn și de respect pentru echipele dumneavoastră care muncesc acasă în Republica Moldova, mergem către următorul premiant. Fondată în anul 1903, SRL Schif 1 din Cahul, spre că am citit corect, a continuat să se dezvolte iar 3 ani mai târziu și a extins afacerea prin deschiderea restauratului Balcan, iar în anul 2002 a dezvoltat afacerea prin crearea activității hoteliere Marco Polo Hotel and Restaurant. Compania oferă
servicii de alimentație publică, care pe lângă servirea mesei, oferă și servicii de organizare a diferitor banchete, precum și săli de conferințe și alte evenimente. Este una dintre cele mai renumite companii din regiunea de sud la compartimentul restaurante. În anul 2002 a decis să-și dezvolte afacerea în domeniul serviciilor hoteliere, care se bucură de succes până în prezent. Hotelul Marco Polo oferă servicii de cazare și alimentare de calitate, fiind situat în partea centrală a orașului Cahul. După renovarea și reutilarea restaurantului Balkan în anul 2008, compania s-a remarcat considerabil pe piața de desfacere din Cahul prin oferirea de servicii de calitate, personal calificat și așa mai departe. Compania este deschisă de a contribui la dezvoltarea abilităților noilor specialiști, astfel asigurând instruirea la locuri de muncă a șomerilor înregistrați la Direcția de Ocupare a Forței de Muncă, Cahul. Premiul cel mai bun angajator al anului 2022, Serele Schifunu Cahul, nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria instruirea la locul de muncă. Doamna Dinu Evgenia, șef Direcție pentru Ocuparea Forței de Muncă Cahul, dumneavoastră sunteți, vă salut, vă oferim și aplauze, bine ați venit. Vă invităm mai întâi de toate să vă ridicați premiul. Puteți vorbi, dar să nu luați premiul. Asta nu trebuie. Dar puteți lua premiul fără să vorbiți, asta în spate, nu e grav. Adică. Felicitările noastre cu această distinție și sper să ne revedem la următoarele evenimente organizate de către agenție. Mulțumesc frumos! Domnul secretar general, doamna Raisa, onorată audiență, stimați colegi, din motive întemeiate, agentul economic al nostru din raionul Cahul nu a putut fi prezent, dar mi-a acordat mie de plină încredere. Cu siguranță va ajunge premiul la dumnealor. Acest agent economic, SRL Schif 1, într-adevăr este un agent economic foarte activ pe piața forței de muncă din Cahul. Am conlucrat cu el și conlucrăm de foarte mulți ani, și anume la instruirea locului de muncă, la formarea profesională, stagiu profesional, articolul 36 din legea 105 prin ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj. Ei sunt deschiși față de noi și noi de asemenea deschiși față de ei. Noi avem mai mulți agenți economici care ar merita să primească acest premiu, dar totuși noi le mulțumim și le urăm succes în continuare. Și dumneavoastră, celor care sunteți prezenți aici, alți agenți economici din alte raioane, vă urăm să aveți o colaborare frumoasă cu subziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă din țară, pentru că noi suntem alături de dumneavoastră și încercăm să vă ajutăm în tot ce vă propuneți. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, mult succes vă dorim! Una dintre problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii este lipsa experienței profesionale. În scopul dobândirii abilităților practice și a sporirii șanselor de ocupare a unui loc de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă posibilitatea realizării unui stagiu profesional. Și aici vorbim despre întreprinderea individuală Rață Iulia, este unul dintre agenții economici care a asigurat stagiul profesional pentru 5 șomeri stagiari direcționați de către subdiviziunea pentru ocuparea forței de muncă din Călăraș. Întreprinderea individuală Rață Iulia a fost fondată în anul 2005 de către doamna Rață Iulia, care cu multă încredere și perseverență a reușit să deschidă un salon de frumusețe și să evolueze pozitiv pe parcursul anilor. Salonul este amplasat în orașul Călăraș, la momentul actual oferind diverse servicii de frumusețe. Salonul Prestige activează de aproximativ 20 de ani, devenind cel mai mare salon de frumusețe din raion. Totodată, salonul și-a orientat vectorul pentru prestarea unor servicii caritative, diversificându-și activitatea și oferind locuri de muncă, atât pentru tineri profesioniști, cât și pentru personal calificat. În contextul celor expuse, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă exprimă profundă recunoștință pentru efortul depus de către întreprinderea individuală Rață Iulia din Călăraș și îi decernează premiul agenției cel mai bun angajator al anului 2022 la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria stagii profesionale. Doamna administratoare, Stăvilă Alina, bun venit, felicitări! Să vă aduc colaborări și mai fructuoase, evenimentul de astăzi și multă sănătate noastră și colegilor dumneavoastră.
Noi vrem să vă mulțumim Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru colaborarea, mă scuzați, am emoții, frumoasă și prietenoasă pe care am avut-o până acum. Ne pare bine pentru tinerii care vor să intre în câmpul muncii, adică să aibă experiență frumoasă și să aibă un loc de muncă la noi acasă, și sperăm să colaborăm mai departe la fel de frumos cum până acum. Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Tot ceea ce ne-ați dorit dumneavoastră, vă dorim ca reciproc să fie și să contribuiți la prosperarea acestei localități frumoase, Călăraș. În scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile necesită suport suplimentar pe piața muncii, agenția implementează programele de subvenționare a angajatorilor. Unul dintre beneficiarii acestei măsuri este SRL Costa Smeralda din Ungheni, fondată în anul 2021, orientată în confecționarea articolelor textile, preponderent confecționarea pantalonilor bărbătești, care se realizează în Europa sub brandul german Mayer. Pe parcursul anului 2022, în urma colaborării cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Ungheni, SRL Costa Smeralda a angajat 36 de șomeri care au necesitat suport suplimentar pe piața muncii, persoane 50+ și cu grad de dizabilitate. Pe viitor, agentul economic preconizează lărgirea activității prin reconstrucția unui spațiu nou pentru activitatea liniilor de producere, oferind astfel locuri noi de muncă. Apreciem mult deschiderea agentului economic în oferirea sprijinului la angajarea persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii și dorim mult succes în dezvoltarea afacerii. SRL Costa Smeralda îi se decernează primul Agenție Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2022, angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria subvenționarea locurilor de muncă. Fas Ontario, domnul director, bine ați venit! Vă salut cu mult respect, vă invităm să intrați în posesia acestui premiu, diploma, și aveți tot suportul nostru cu ocazia acestui eveniment. Directorii vorbesc tot, eu știu că... Și eu, ca domnule dinainte, sunt emoționat. Mi este mai ușor să investesc banii decât să... Totuși, vreau să vă mulțumesc foarte mult, în mod foarte... Vreau să vă mulțumesc, domnul Alexandru Gravilița, când a fost la mine prima dată să-mi propună proiectele despre care voi dispuneți. Am fost impresionat. Sunt în Moldova de 16 ani, dar nu prea eram obișnuit să se aud statul că este aproape de întreprinzător, de om de afaceri, de persoane care vor să construiască ceva, când mic, când mare, nu contează. Așa că lansez o provocare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vă așteptam în continuare, cel puțin la mine în fabrică, dar ar fi bine să mergeți voi, domnul secretar, la celelalte ministere. Că dacă agenții de celelalte ministere vor fi activi cum sunteți voi, eu cred că dezvoltarea ne așteaptă în țară să fie mult mai repede și ușoară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mi-a plăcut poziția noastră. Noastră cu investițiile, noi cu vorba. Bun. Eu vorbesc foarte mult, puteți începe cu mine. Nu. Este deja adăugătoare. În cazul persoanelor cu nevoi speciale, un loc de muncă însemnat nu doar o sursă de venit, dar și oportunitatea să comunice, dezvolte și să-și depășească limitele. Asociația Obștească Fiecare Contribuie pentru Schimbare din Criuleni contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În cadrul asociației, din 2018, a fost inițiat atelierul de coasere și reparare a confecțiilor denumit Zigzag. În activitatea atelierului au fost antrenate 15 persoane cu dizabilități din grupuri vulnerabile, atât pentru stagii de practică, cât și pentru dezvoltarea deprinderilor de muncă independente.
Colaborarea de aproape un deceniu cu subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, Criuleni a contribuit la implementarea cadrului legal la nivel local privind incluziunea socială și promovarea ocupării forței de muncă. Iar din luna septembrie 2022 au fost accesate subvențiile privind crearea și adaptarea locului de muncă pentru persoane cu dizabilități. Totodată, Asociația Obștească își propune să consolideze parteneriatul cu subdiviziunea din Criuleni și să multiplice bunele practici pentru valorizarea rolurilor sociale și promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități. Drept recunoștință pentru efortul depus, Asociația Obștești fiecare contribuie pentru schimbarea din Criuleni, se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2022. La nominație, angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă. Doamna director executiv este prezent aici, Victoria Secu. Vă salutăm, vă oferim cuvântul. Onorată asistență, dragi premianți, stimați parteneri, deci ultimul deceniu de activitate a demonstrat că revendicarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități contribuie în bună parte și în mare parte la incluziunea lor socială și la valorizarea rolului social. Și în toți acești ani am avut privilegiu să urmăresc zeci de istorii în care viața acestor persoane s-a transformat și a cunoscut o nouă perspectivă. Perspectiva când, de la rolul de consumator al prestațiilor sociale, persoanele devin contribuabili și membri activi ai comunităților. Evident că în tot acest proces foarte mult a însemnat transformarea pe plan personal și profesional. Și foarte mult a contat deci, pentru noi personal, deci felul în care suntem aproape, dezvoltăm parteneriate, contribuim la înțelegerea nevoilor și la extinderea cercului de comunicare, prieteni, socializare, felul în care persoanele se cunosc altfel și devin altfel. Mulțumim foarte mult pentru înaltă apreciere și sincer cred că, deși noi în ultimii ani am contribuit ca și organizație la incluziunea în câmpul muncii și angajarea peste 50 de persoane, sincer acum este o realizare să fim noi în calitate de angajator și în acest sens merită să menționăm suportul din partea statului în accesarea mecanismului de subvenționare atât în crearea locului de muncă pentru persoane cu dizabilități, cât și adaptarea lor la necesități. Și foarte important în tot acest proces este rolul parteneriatelor. Eu aș spune că este unul covârșitor crucial și atât din perspectiva instituțiilor statului care contribuie cu dezvoltarea de politici și programe, dar pentru noi, ca și angajatori locali, comunicarea și colaborarea cu subdiviziunea teritorială, care este o instituție așa la firul ierbii, cu care încercăm să combatem mituri, să spargem stereotipuri, să rezolvăm constant provocări la foarte multe situații dificile care apar și să demonstrăm că imposibilul este posibil și persoanele cu dizabilități pot avea un loc de muncă și să se realiza aici, acasă, împreună cu familiile. Evident că noi ne propunem, vă mulțumim foarte mult pentru înaltă apreciere și noi ne propunem cu aceeași determinare să continuăm să creăm noi locuri de muncă, să susținem, să promovăm, să multiplicăm bunele practici, astfel încât schimbarea să se producă și mai rapid și mai calitativ. Felicitări tuturor, da, numai bine! Mim. SRL Rybakov Gym și-a lansat afacerea la finalul anului 2021, grație suportului acordat de către Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Raionului Cantemir, inițiatorul afacerii fiind unul dintre șumerii înregistrați la subdiviziunea teritorială. Scopul inițierii acestei afaceri a fost crearea unor noi locuri de muncă și stimularea societății în practicarea sportului și un mod de viață sănătos. SRL Rybakov Gym din Cantemir se decernează primul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator la anului 2022, la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri. Felicitări doamnei director, Rybakov Elena, este prezent aici. Bine ați venit! Vă invităm ca să intrați în posesia premiului și a diplomelei și vă dorim un succes!
raionul Cantemir, SRL Ribacov Jim, premiul cel mai bun angajator al anului 2022. Vreau să mulțumesc mult pentru Agenția Națională pentru Ocupare Forței de Muncă, din Cantemir, în frunte cu doamna Angela Dănălache. Cu ajutorul lor am reușit să deschid o afacere în domeniul fitness în orașul Cantemir. Prin serviciile pe care le oferim, contribuim la o populație mai sănătoasă și la o stare de spirit mai bună. Tot dorim să ne extindem prin creșterea numărului de angajați și respectiv să oferim mai multe servicii în același domeniu. La fel dorim să ne extindem și în municipiul Cahul. Mulțumim mult pentru suport și colaborare. Felicitări, să fie așa cum vă doriți dumneavoastră. Și felicitări și pentru municipiul Cahul, în perspectivă să aibă un centru modern, așa cum dumneavoastră vă propuneți, ca să-l faceți în continuare. Societatea cu răspundere limitată Panifmer.com a fost fondată în anul 2016. Își desfășoară activitatea în satul Țânțereni, raionul Aneninoi, este orientată spre producerea produselor de patiserie. Pune la dispoziția consumatorilor plăcinte sărate și dulci, coapte sau prăjite, cornărițe cu vișine, biscuiți de casă, cu semințe, checuri cu diverse umplături dulci. Ne faci spoft, mai departe nu citesc. Este specializată în fabricarea, ce? Toți oameni, domn secretar, toți, da, publicitatea ascunsă. Totodată, aici nu-i despre mâncare, specializată în fabricarea gemurilor. Compania activează de circa 5 ani, având o experiență bogată în domeniul producerii plăcintelor cu logo-ul la lenuța. SRL Panifmer.com are o tendință continuă de a crește numărul locurilor de muncă cu utilaje de ultimă generație care sunt folosite în procesul de producție. Ca urmare a acestor rezultate, inclusiv aici trebuie neapărat să menționăm faptul despre această opțiune drive-thru, care oferă cetățenilor noștri, fără a coborî din automobil, să-și procure cumva foarte repede, în timp util, produsele pe care dumnealor și le doresc. Ca urmare a acestor rezultate, SRL Panifmer.com se decernează premiul agenției, cel mai bun angajator al anului 2022, categoria susținerea proiectelor de inițiative locale. Felicitări! Societatea cu răspundere limitată, Panifmer.com. Vă propun un drive-thru la microfon. Mulțumesc! Pentru publicitate ne lămurim după, cred că. Da. În vedere. Prezentat, cred că m-am prezentat, Sergiu Ierman, mă numesc, sunt onorat să particip la așa eveniment, sper nu ultima, fiu invitat, dar 22 am avut colaborare frumoasă cu Direcția Ocupării Forței de Muncă din Aneninoi. În acest context vreau să mulțumesc doamne că ne-a convins că am cu greu. Dacă noi ne-am obișnuit permanent să facem tot pe, adică cu eforturile noastre, nu prea beneficiem de nicăieri nimic, dar chiar am avut o conlucrare și sperăm să avem și în viitor o conlucrare frumoasă, am beneficiat de subvenții la angajarea persoanelor 50 plus, inclusiv o subvenție mai generoasă, am luat un utilaj, un aparat de cafea performant și am beneficiat, mulțumim mult, și sperăm să avem o conlucrare frumoasă și în continuare, să facem lucrurile frumoase, să creăm valoare adăugată acasă, că într-adevăr trebuie să facem acasă lucrurile frumoase, că e posibil, și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc! Noi vă mulțumim. Domnul director Eremurachi Serghei, am înțeles că și cafea bună aveți deja. Trebuie să venim la dumneavoastră mai decât. Bine. Continuăm, nu am rămas foarte mult, dar ne bucurăm de toți cei care aici au fost desemnați de dumneavoastră pentru acest premiu.
Compania SRL Mold Retail Group, cunoscută ca rețeaua de magazine Linela, de peste 20 de ani este promotorul comerțului modern în Republica Moldova, are cea mai mare extindere geografică pe întreg teritoriul țării, cu un număr de 147 de magazine și o echipă de aproximativ 5.000 de... Angajați, dispare microfonul. Cred că sunt mai mulți. Tot oficial, am înțeles. Așadar, compania SRL Mold Retail Group, premiul agenției cel mai bun angajator al anului 2022, la două nominalizări. Angajator fidel în colaborare cu subdiviziunea teritorială a agenției privind declararea celui mai mare număr de locuri de muncă vacante. Și altă nominalizare, angajator care a angajat cel mai mare număr de refugiați ucraineni. Doamna manager pe departamentul de recrutare, Diana Borodin, vă salut, vă mulțumim și vă invităm să vă ridicați premiul. Compania SRL Mold Retail Group, rețeaua de magazine Linela. Premiul cel mai bun angajator al anului 2022. Felicitări! Bună ziua tuturor! Vă mulțumim frumos pentru așa surpriză plăcută. Deci vreau în primul rând și toți angajatorii care au fost nominalizați și care încă vor fi. Este un succes, cred că, al tuturor. Cum s-a spus, sunt trei. Este angajatul, angajatorul și Agenția Ocupării Forței de Muncă, pe căreia noi îi mulțumim foarte mult. Îi mulțumim pentru colaborare, pentru implicare și pentru receptivitate. Deci, aceste distincții sunt foarte importante pentru noi, sunt încă o dovadă că ceea ce facem de peste 20 de ani o facem bine și suntem mai aproape de toți cei care caută un post de muncă, inclusiv studenți, mămici și mai nou, dar nu în ultimul rând, refugiații din Ucraina. Deci noi facem tot posibilul ca să oferim un post de muncă acasă, nu doar în Chișinău, dar în toată Republica Moldova. Și așa cum suntem în dezvoltare continuă, nu vom refuza, nu ne vom lipsi de grabă de sprijinul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vă mulțumim frumos! La mai mult și la mai mare. Mulțumim mult! Compania AM System SRL din Strășeni își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor generale și sistemelor de inginerie, oferind o gamă largă de servicii performante, printre care diverse tipuri de lucrări ce vizează proiectarea, construcția, reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare. În același timp, prestând servicii legate de montarea sistemelor de ventilare și condiționare, de selecție și livrare a utilajelor de climatizare și servicii de întreținere a sistemelor montate. Premiul cel mai bun angajator al anului 2022, compania AM System SRL din Strășeni. Doamna contabil șef, Mereacre Natalia, vă invităm aici, în numele colegilor a echipei dumneavoastră, să ridicați premiul și diploma. Felicitări! AM System SRL este compania care tinde spre modernizare și perfecționare, iar profesionalismul și perseverența sunt criterii de bază ale acestui angajator. Oferim cuvântul. Bună ziua! Din numele companiei SRL AM Sisteme, vreau să mulțumesc Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și doamnei Galina. Vă mulțumim pentru suportul și pentru subvențiile acordate. Vă mulțumim pentru colaborarea frumoasă ce am avut-o mereu. Faceți un lucru nobil, pentru că ajutați atât angajatorii cât și persoanele ce caută să lucreze undeva. Cumva, ultimii ani au fost destul de provocatori, dar noi suntem tare mândri că am evoluat, că am mers frumos înainte. Suntem tare fericiți să livrăm zilnic fericire și satisfacție clienților noștri prin produsele și serviciile noastre de calitate. Suntem nespus de bucuroși să oferim locuri de muncă și să putem instrui pe acei oameni ce au nevoie
Și e cumva un sentiment tare frumos să poți crea și dezvolta o afacere cu oamenii de acasă, de aici din Moldova, și de ce nu, că ne aducem și noi un impact pozitiv în economia acestei țări. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Nu să vă vină să credeți, am ajuns aproape de final. Dar nu încheiem deocamdată. Valorificarea capacităților tinerilor aici, în Republica Moldova, este o prioritate națională, iar compania Piramida Market SRL din raionul Cimișlia este un exemplu practic prin angajarea acestor categorii de persoane. Compania își desfășoară activitate din anul 2003 în domeniul comercializării și a importului materialelor de construcție și a mărfurilor pentru casă. În prezent activează peste 150 de angajați, 13 dintre ei fiind tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani, angajați cu suportul Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă Cimișlia. Felicitări doamnei Olga Juc, manager resurse umane, echipe pe care o reprezentați, cu premiul cel mai bun angajator al anului 2022 la nominația angajator care a oferit locuri de muncă mai multor tineri șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 34 de ani. Felicitări! Raionul Cimișlia, Piramida Market SRL, premiul cel mai bun angajator al anului 2022. Bună ziua! În primul rând aș vrea să vă mulțumesc. Pentru noi angajatorii să fim cei mai buni, unii dintre cei mai buni, este o onoare. Și în mare parte acest merit se datorează Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Cimișlia. Vreau să vă mulțumesc pentru suportul acordat, pentru subvențiile, informații atunci când am avut nevoie. Sper în continuare la o colaborare frumoasă și utilă, cum a fost și până acum, și să fim la anul și mai buni decât suntem acum. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim și vă dorim succes! Angajatorii au capacitatea de a atrage forțe de muncă atât din rândul solicitanților locali, cât și a migranților plecați peste hotare la muncă, dispuși să revină pentru a se angaja în Republica Moldova. O alternativă pentru cei dornici să revină la locul de baștină pentru a munci a oferit o secție de întreținere a căii Basarabeasca, întreprindere de stat care ferată din Moldova și care colaborează cu secția Ocuparea Forței de Muncă Basarabeasca. Sarcina principală este întreținerea curentă a căii ferate pentru a asigura trecerea în siguranța trenurilor și a materialului rulant. Secția continuă să dezvolte acest sector, consolidând atenția și munca pentru a deveni mai atractiv pentru angajați. Recent, Calea Ferată Basarabeasca a deschis o nouă linie de cale ferată, Basarabeasca-Berezino, Ucraina, cu o lungime de 23 de kilometri. Premiul cel mai bun angajator al anului 2022, pentru a înmâna acest premiu, este invitată șefa Direcției Resurse Umane, doamna Galina Chiferi, pentru a intra în posesia acestui premiu. Nominația angajator care a angajat migranți reveniți acasă. Felicitări! Secția de întreținere a căii Basarabeasca, întreprindere de stat care ferată din Moldova. Felicitări în contextul acestui premiu, cel mai bun angajator al anului 2022. Bună ziua, stimată asistență! Dragi colaboratori ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, vă felicităm cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale și aș vrea să fac o remarcă. Șeful secției de întreținere a căii Basarabeasca, tot este aici prezent, domnul Victor Podgurski. Și, de fapt, aceasta este sucursala întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei Oxana Snejana Voloșiuc, care a apreciat munca
specialiștilor resurse umane a secției de întreținere a căii Basarabeasca. Doamne, e Nadejda Barduc și Valentina Chetova, da, și totodată și a domnului șef, domnul Victor Podgurski. Vreau să vă spun că Calea Ferată, pentru prima dată, este participă la acest eveniment și pentru prima dată este remunerată cu acest trofeu atât de important. De fapt, noi, Calea Ferată, am fost din primele zile de război alături de refugiați. Și întreprinderea a întreprins multe acțiuni pentru ce a fost menționată și de ambasada Ucrainei. Dar una dintre aceste acțiuni este și angajarea refugiaților, angajarea oamenilor care au trecut prin urorile acestui război provocat de Federația Rusă și care au nevoie nu numai pentru venitul care îl primesc, fiind angajați, dar au nevoie să simtă și atitudinea, susținerea noastră. Și pentru aceasta, colectivul secției de întreținere a căii ferate, Basarabeasca, se isprăvește foarte bine și încearcă să le ofere confortul de care ei au nevoie. Totodată aș vrea să vă zic că întreprinderea de stat, știți din presă probabil că a avut probleme de restanțe salariale. La ziua de astăzi, administrația împreună cu directorul general, domnul Oleg Tofelat, și-au pus ca scop încă la mijlocul anului 2021 un scop care la acel moment părea să fie ireal. Dar iată, astăzi sunt deja achitate restanțele salariale. Am reușit să mărim salariile cu 80% și conducerea își propune și în acest an să mai fie iarăși mărite salariile. De aceea, stimați cetățenii Republicii Moldova, cei care vreți să fiți parte a echipei căi ferate și care vreți să deveniți feroviari, vă rugăm să veniți la noi să aplicați la locurile vacante care sunt prin toate nodurile feroviare. Ocnița, Belți, Ungheni, Chișinău, da, Basarabeasca, nodul Bender feroviar, Giurgiulești. De aceea vă mulțumim foarte mult pentru acest trofeu și sperăm că la anul viitor vom lua la mai multe categorii trofee și vom fi și mai activi. Și acesta este o motivație foarte mare. Vă mulțumesc din suflet. Bună ziua la toți prezenți. Am onoare mare să particip la evenimentul de astăzi. Vreau să mai adaug la suspus doamna Galina. Secția de întreținere Basarabeasca deservește liniile în 11 raioanele a Sudului Republicii. Asta și Căinari, Cimișlie, Basarabeasca, Comrat, Cedărlunga, Cantimir, Leova, Vulcănești, Cahul, Taraclie, Cedărlunga. Deci noi colaborăm cu toate agențiile din toate raioanele a Sudului și suntem recunoscători pentru oferirea lucrătorilor, angajaților pentru secția noastră. Vă mulțumim frumos și o zi bună la toți! Și noi vă mulțumim! Doamna Jucmeas, ca manager resurse umane, dețineți tare multe informații despre activitatea colea. Domnul Vitali Podgurski, corect am înțeles, da? Victor, domnul Victor, da.
Domnul Victor, apropo, era primul în sala asta. Dar dumneavoastră, doamna Jucă, n-ați înțeles, el era sub acoperire dumnealui aici. De-aia așa. V-am oferit cuvântul dumneavoastră mai întâi. Domnul Alexandru Iacob, secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, doamna director, Raisa Dogaro. Eu îmi cer scuze că a durat atât de puțin, dar noi am ajuns la final și așa cum prevede ordinea de zi a evenimentului de astăzi, vă adresez felicitări în numele celor, tuturor celor prezenți aici și pentru a ne spune dumneavoastră mai multe despre următorul eveniment pe care îl așteptăm să se întâmple, vă ofer cuvântul. Da, este o atmosferă de sărbătoare. Eu vreau încă o dată să felicit toți nominanții. Vreau să vă doresc tuturor succes în activitate. Vreau să vă implicați alături de direcțiile de ocupare a forței de muncă și să anunț așa o întrecere de la începutul anului, ca să ne întâlnim la anul viitor, la o ediție viitoare și să vorbim despre rezultate, fiindcă un eveniment despre rezultate ne face tuturor o dispoziție plăcută și un pozitiv așa pentru viitor. Ne gândim pozitiv la viitorul nostru și vreau să vă mai spun să închei cu succesul atrage succes. Eu doresc tuturor succese, atât nouă cât și dumneavoastră. Felicitări, dragi colegi, încă o dată cu ajunul sărbătorii celei aniversării celei a 32-a a Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă și vreau să spun că Serviciul de Ocupare este o instituție foarte actuală și foarte importantă pe piața muncii. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne susțin, tuturor partenerilor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru că sunt acei care dezvoltă politicile, iar noi le implementăm. Mulțumim! Și mulțumim și moderatorului, care este excelent. Mulțumim! Vă mulțumesc! Sunt flatat, dar nu trebuie. Eu nu am angajat pe nimeni. Așa. Nu e concurență dură. Domnul secretar, vă rog frumos! Și eu cred că pun nota de final, da? Bine, nu reținem pe nimeni. Vreau să vă spun că astfel de evenimente inspiră și inspiră foarte mult. Eu personal, văzând atâtea istorii de succes, încă o dată m-am convins că țara noastră are un viitor frumos. Prosper în Uniunea Europeană, oameni buni. Uitați-vă câte lucruri frumoase se poate de făcut la noi în țară. Cu oameni buni, frumoși și sârguincioși. Moldovenii sunt foarte, foarte umănoși, sârguincioși și noi trebuie să facem uz de aceste calități ale noastre. Atâtea istorii frumoase, atâtea istorii de succes. Noi suntem inspirați de la voi și o să încercăm în continuare să vă susținem cu tot ce putem. Să deblocăm procese birocratice, să promovăm politici corecte și friendly pentru dumneavoastră. O să încercăm să vă venim în ajutorul dumneavoastră cu tot ce putem. Vă mulțumim sincer, din tot sufletul, pentru tot ce faceți dumneavoastră și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră în continuare. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi frumoasă în continuare. Sănătate! Multă sănătate vă dorim! Domnul secretar de stat, dumneavoastră vă asigur că ați spus punctul acestui eveniment. Noi avem aici 30 de secunde, ați solicitat dumneavoastră, da? Un gând. Da. Da. Mulțumesc, dar o secundă. Pur și simplu, dragi colegi, felicitări în primul rând premianților pentru marca, pentru cel mai bun angajator al anului, dar să vă aduc la cunoștință că eu mai sunt și membru al Consiliului, Comitetului Organizatoric al concursului Marca Comercială a Anului, care a fost lansată recent de Camera de Comerț și Industrie. Și vreau să vă îndemn pe toți premianții să accesați site-ul Camerei de Comerț și Industrie, fiindcă acolo mai este și nominalizarea. Deci, ceea ce faceți dumneavoastră, asta este și o responsabilitate socială, fiindcă contribuiți la angajarea în câmpul muncii a persoanelor care caută acest loc de muncă. Deci, accesați și sunt convins că o să fiți și nominalizați și acolo. Succese! Vă mulțumim! În numele echipei de organizatori, vă felicit cu un eveniment bun, care a adunat oameni buni și ziua de astăzi este cu siguranță mult mai frumoasă datorită
dumneavoastră și a tot ceea ce faceți. Vă cuprindem și vă dorim multă sănătate și să vă extindeți aspirațiile, cel puțin așa cum le-ați dorit să le faceți astăzi aici, alături de noi. Felicitări și până la noi întâlniri. Mulțumim! Succes!